că am trecut prin Dragomirești, era muzeul Țărani și Maramureșeni. Asta e de pe la 1700, da, nu? Sau de la fiecare sat? Vă spun și de asta, de traistele care îmi trebuie. Bine. E pe la cât e la 1700? Care biserica? Da. Dacă stai aici, nu mai bine. Ce mai bine e din Maramureșeni? Fac așa. Sigur 14? Așa, da. Știu că e o controversă. Unii zic că e 14 și au datat-o secolul 17. Nu, pictura e de secolul 17. Sigur. Deci mă simt că a fost datată de andrologie. Secolul 17. Că da, primul care a scris de ea a zis că e secolul 14, 1388, dacă nu? Dar că ulterior, ultimele secolul a datat că e secolul 17. Nu știu, pictura este o chestie. Mamă, scuzați. Seamănă cu cimitirul de la Săpântă. Numai că la lucrurile albastre. Eu și cu Anuța. Moartă de mult. Moartă de mult la 28 de ani. A fulgerat în turn și oamenii n-au putut să stingă cu apă, pentru că nu era așa de mare depresiune de apă și a stins-o cu lapte dulce de vacă. Sus în turn s-a găsit cea mai veche scriere din Marea Mureș, codicile de la Iud, care acum sunt copii în Bărsana sau la București. Aici înainte era o pădure și din pădure s-a construit biserica. De lemn de brad, doar ușa aia de acolo și asta de jos, sunt pe deja. Acolo este o mănăstire, n-ați vizitat-o? Nu. Acolo după ușa este o scară de 3 metri. Înăuntru bisericii este o scară dintr-un singur lemn de brad, de 3 metri, dar foarte îngustă. De 30 de centimetri. Acolo este o mănăstire cu măicuță. Și asta este cea mai veche cruce. Care? Asta de aici. Acolo au fost 3 măicuțe, una a fugit un miliard și jumătate de acolo la bani. Și una a mers cu un bărbat. Și una s-a măritat și a rămas doar una și a spus că asta se dă toți banii din lume, că nu va merge. Și a mai venit două fragite, că n-a putut să... Uitați, doar și acum mai sunt câțiva frați. Dar acum este o capelă. Acolo a fost... Aici oamenii care sunt îngropați peste 20 de ani, pun alții peste ei rude. Ce pun peste ei rude? Da. Ce este ruda? Neamul de-a lor. Erau chiar rude. Am crezut că vă se referă la ruda, ruda despre care ne-a povestat. Și acolo înainte să fie biserică, acolo a fost o biserică. Ia. Și câtunul la plecat. Noi se plătesc ghid. Iar rușii i-au fugit și a venit sau... Și-a făcut rușii? Stai, mai zi o dată. Au demolat turnul din la mănăstire. Turnul de la mănăstire l-au demolat? Acolo a fost mai mult înainte să fie nici asta și nici aia. Asta este cea mai veche biserică din eu. Și peste 400 de ani s-a făcut asta. Am înțeles. Și acum asta este mai veche. Mm-hmm. Câți ani ai tu? 8 ani. 8 ani? Nu cred. Mă păcălești. 8 ani. Nu cred. 8 ani și jumate. 8 ani și jumate? Și jumate. Hai, când e ziua ta? E? Când e ziua ta?
La Crăciun. La Crăciun e ziua ta? Ce frumos. Și a ta? Tot la Crăciun. Și tu câte ani ai? 14. 14? Nu cred. Mă păcălești. Nu. Înseamnă că ai buletin dacă ai 14 ani. Da. El a făcut 15 ani. Încă n-am făcut, în 26 de ani, de fapt. Am înțeles, sunt tu de mică așa. Ce pot să zic? Sunt impresionată. Sunt foarte multe. Pe mine mă cheamă Alex și Petru. Și Alex și Petru? Faceți o poză cu noi? Foarte frumos. Hai și faceți o poză cu noi. Putem?